Și, dragi prieteni, am ajuns la destinația zilei de astăzi. Cred că am încheiat episodul de mai devreme, dar îl redeschidem puțin pentru că merită deschis. Nu știu dacă se vede bine că mi-intră soarele în ochi acum, dar ca idee merită venit să vezi Cavala. Cel puțin așa se numește sau așa se scrie. Și arată interesant, e pur și simplu un oraș pe dealuri, după cum vezi, destul de abrupt. Nu știu ce e interesant la el sau ce poți să vezi aici, habar nu am, că nu m-am uitat. Pur și simplu am văzut că arată drăguț și am venit să văd ce și cum e cu el, atâta tot. După cum vezi, motorina la Shell este 1,519, adică 1,50 € și 20 de cenți. Sau 1,52 de fapt vine, da. Așa, și acum mergem până în port. Și mă ia exact pe acolo, pe marginea apei, pe unde voiam să mă ia. E nasol că pe aici nu prea e pe unde să parchezi mașina, să o lași, să te duci să faci poze. Însă e bine că am găsit un loc unde poți să te duci să parchezi. În port am văzut că se poate parca, portul Cavala sau ceva de genul ăsta se numește. Și are o parcare fixă acolo și costă vreo 2 € și am înțeles că e destul de sigură. Am încercat cât de cât să caut parcări. Ce de motociclete pe aici, mă, ești nebun! Wow, raiul pe pământ! Da. Păcat că nu pot să închirie și eu una pe aici, că ar fi interesant de făcut. Da, tentația e mare. N-am echipament la mine, n-am nimica, dar am văzut că se practică să mergi și fără. No, și îi drăguț aici, că seamănă un pic cu zona aia, Italia. Am văzut așa ceva, adică și în Italia, în sensul ăsta, cu orașe din astea pe coastă. Dup. E și evident că la mine i-a dat superioară și trage mai greu un pic, dar nu e nicio problemă. Pe marginea stângă e apă, adică e o mare. În fundul meu stă un localnic care e supărat că merg cu doar 40 la oră și nu mă mișc mai repede. Ia să vedem, găsisem eu un loc la un moment dat pe aici unde puteai să parchezi. Băi, și se pare, hai mă, du-te, grăbitule, du-te. Tot cu golf și tu. Se pare că la greci nu prea se respectă chestia asta cu reguli de circulație. Fiecare face cum vrea, ce vrea și cum îl taie capul. Nicio treabă, pur și simplu. Du-te, fă și vino și drege și nu știu ce. Da, pur și simplu. Uite, aici trebuie să vin și să fac o poză. Mai jos în față am văzut o parcare. Da. Drăguțel. Dai, cum să mă pun ca să vezi tu mai bine? Că eu văd destul de bine și mă întorc oricum. Nasol că sunt 30 de grade. Speram că venind la final de, sau mijlocul lui septembrie de fapt, speram să fie mai liber, mai răcoare. Adică mă uit în toate direcțiile să văd ce și cum trebuie să fac și să și gândesc, să și vorbesc în același timp. Uite, aici pe stânga găsisem un loc de parcare gratuit. În sensul că nu apărea nicăieri cu ar fi cu taxă sau ceva de genul ăsta și că ai putea să parchezi fără nicio problemă. Însă faza este că mai mult ca sigur este tot ocupat. Ia să vedem. Ah, era un... Nu e niciun loc. Evident că nu e niciun loc la ora asta liber. Hai să mergem. Deci odată chestia asta aici vreau să o facem. Și trebuie să facem dreapta pe aici. Da. Uși, ce îngust e pacii. Și a doua chestie e fix asta din fața noastră. E un apeduct, din câte țin minte, după vremea romanilor, dacă nu mă înșel, nu? Da, după vremea aia. Și încă rezistă, nu cred că mai e... Tașmă, nu cred că mai este folosit, evident. Dar ca idee, încă există aici. Nu știu cine are prioritate și cum are. Dacă mă lasă și pe mine, mă bag. Damhu. Miersic, am prioritate, da. Ce vrei, așa este când te duci undeva unde nu știi. Îți fac localnicii semn, hai du-te odată, nu mai sta ca prost în mijlocul drumului.
Mă, și cel mai mult îmi place în Grecia faptul că pur și simplu majoritatea oamenilor nu dau doi bani pe cum arată mașina lor sau să aibă cea mai nouă mașină. Cel puțin aici, în zona asta unde vin eu. Nu știu, la noi în București, cel puțin, e jale. Toată lumea vrea mașină cât mai de lux, să arate că domne, că el are, că face, că drege, că nu știu ce, știe. Să-și arate statutul social prin mașină și prin casă. Și prin haine, evident. Asta nu mai se pune, mai ales prin haine. Dup. Haine, accesorii, telefoane, ce mai vrei tu, tot. Da, dar asta e nasol la mine, că pe mine nu mă pasionează chestia asta. Cum văzusem la un videoclip pe Insta, cineva i-a scris unei tipe că e cam ieftină mașina ei și a spus, da, mașina e ieftină, dar biblioteca mi-e scumpă. Adică fiecare pune preț pe ceea ce vrea el și valoare. Oare reușesc, mă, și eu? Ce mai contează că eu am prioritate aici, teoretic, față de ăla? Hai mă, lasă-vă și pe mine, că mă împinge ăla de la spate. Gata. Băi, undeva pe aici trebuie să intru să parchez, dar nu știu unde exact. Uite că arată acolo, parcare în stânga și în dreapta, nu știu ce este. Dar ca idee, cred că aici trebuie să mergem. Ah, în port. Ăla e semnul de port. Da. Stop. N-ai voie în stânga, n-ai voie în dreapta, ai voie doar înainte. Ai acolo pe stânga e parcarea, așa am înțeles că ar fi 2 euro. Na, noroc că am niște mărun la mine. Stop. Aici am stop. Și trecem mai departe. Ia uite, București aici a parcat pe marginea drumului. Ah, de ce să dea 2 euro la parcare? Văd că nu e plină parcarea. Mă duc și eu și ne vorbim data viitoare. Îți mulțumesc că ai venit astăzi cu mine până în Grecia. Abia aștept să vedem ce și cum se va mai întâmpla pe viitor, în următoarele episoade și în următoarele zile. Oare se ridică, mă, bariera? Auci, a curentat. Nu vreau să mai zic. Yay! Nu știu cât o să plătesc, dar stai mă ușor. Asta e, na. Trebuie să stăm un pic și aici ca să putem să facem câteva pozne. Mă duc să o bag undeva unde să nu poată să mă blocheze cineva și unde să pot să ies ușor. E cam îngustă, sincer, parcarea asta. Când ești obișnuit să parchezi în așa fel încât să nu te zgârie nimeni. Și vii aici și te trezești că toate mașinile sunt parcate prea apropiate. Autoparcăm și noi aici, că e cel mai bine. Și ieși la umbră. Atât.